Să nu fie numai minciuni. Pentru că m-am cam săturat de minciuni și de ținut în casă. Cum vi s-au părut restricțiile din perioada pandemiei? Foarte prost. În primul rând că chipurile am depășit 65 de ani și nu aveam voie să mă duc să cumpăr alimente decât 2 ore. Timp în care nu aveam să ajung la piață sau să asta. Întreruperea, să vorbim la drept așa, a serviciului, a locurilor de muncă. Nu ai voie să la muncă, nu ai voie. Adică cum? Toată lumea a lucrat și au făcut și noi nu avem voie. Unde sunt banii care i-a făcut împrumut? Marele prim-ministru. Unde sunt? Ce au făcut cu ei? Că nu ne spune la nimeni. Dar noi contribuim cu bani. Nu. Și mă tem foarte tare că vom face școală online. A fost tare dureros și greu, plicticos pentru copii, greu pentru noi ca didactice. Nu. Nu cred că a venit. Credeți că soluția ar trebui să fie alta în cazul acestor situații? Obligatoriu, mai ales că eu am clasă pregătitoare din toamna aceasta și mi se pare ciudat să vorbești cu un copil pe care nu-l cunoști. Nu l-ai văzut măcar, doar îl privește în ochi. E dificil. Sigur nu va veni. Sigur nu va veni pentru că nu are de ce să mai vină. Dacă într-o lună și ceva, în 2 luni, n-a fost așa, când la toamnă vine doar în capul lor, în capul guvernanților, nu. Eu spun că nu va mai veni. Și în ceea ce privește măsurile, v-ați vaccinat sau considerați că e necesar să ne vaccinăm? M-am vaccinat de prima dată, deci din ianuarie. Mă vaccinez și a treia oară ca să fiu sigur că nu am nimic. Probabil că da, după cum se anunță creșteri foarte mari de pandemie, de caz de COVID, mă gândesc că da. Și mulți nu ne protejăm, mă gândesc că da. Și ce părere ai cu privire la restricții? Cum ți s-au părut? Foarte dure, foarte limitat în anumite plecări, restricții în magazin și mulți care nu respectam regulile. Și legat de vaccinare, te-ai vaccinat sau crezi că ar trebui să ne vaccinăm? Aici am mari semne de întrebare, și da, și nu, adică fiind la unii probleme, nu prea. Eu nu m-am vaccinat deoarece alăptând mi s-a sugerat să nu mă vaccinez. Iar prietenele mele, alăptând, le-a sugerat să vaccineze. Să dea Dumnezeu să nu vină, dar știm noi, se poate să vină, dacă sau e conspirație, nu se știe. Și referitor la restricții, ce părere aveți despre măsurile care s-au impus? Restricțiile uneori sunt bune, alteori, da. Adică oamenii trebuie să fie conștienți că în momentul când sunt bolnavi, trebuie să se protejeze. Asta este părerea mea, că eu sunt bolnavă de multă vreme, am o jumătate de inimă, 7 stenturi și trebuie să mă protejez și recomand și altora să țină cont să se protejeze, că este mai bine să nu fie prea multă, multă aglomerație, că atunci este mai periculos. Probabil că o să vină, că așa vor să vină. Și în ceea ce privește restricțiile, sunteți de acord cu ele sau vi s-au părut prea dure? Nu mi s-au părut prea dure pe undeva, că e bine să ne, nu se știe niciodată, deci e bine să ne protejăm pe undeva, dar cu valul 4 nu știu ce să spun. Cred că e programat. Da? Cred. Și în ceea ce privește restricțiile, cum vi s-au părut? Cam relaxat pentru ce urmează. Iar legat de vaccinare, v-ați vaccinat sau considerați că ar trebui să ne vaccinăm? Da, ar trebui să ne vaccinăm. Eu m-am vaccinat din mai. Nu știu. Iar în ceea ce privește restricțiile, cum ți se par? Ești de acord cu ele? Cu restricțiile? Da. Nu, în niciun caz. În toată Europa se vorbește valul 4 și nu cred că se va opri aici. Urmează al cincilea, al șaselea. Și cum vi se par restricțiile care au funcționat în perioada pandemiei? Foarte bine, foarte bune. Excelente Suntem chiar. noi veniți în oraș, așa că nu prea știm Da. exact cum a fost Da, aici dar și cum a fost în altă sunt foarte bine puse în practică. Eu cred că suntem pățiți. Și în ceea ce privește restricțiile, cum vi s-au părut? Dure, dar nu avem ce face. Trebuie să îndurăm. Iar legat de vaccinare, v-ați Eu m-am vaccinat? vaccinat, da, cu Pfizer. Nu cred. Nu, așa e părerea mea, că nu cred. Odată ce respectăm în spațiile închise, purtăm mască, cred eu că nu.